Bună seara, dragi mei prieteni! Iată-ne din nou ajunși pe calea undelor împreună, într-un sabat binecuvântat, în prezența Domnului Hristos. Am marele privilegiu de a vă saluta cordial cu pacea Domnului Isus. În această seară aș dori să introduc un subiect de meditație, Viață fără de viață. Este un titlu care, evident, spune mult. Eu aș asocia acest titlu cu încheierea unui dosar de viață, încheierea pontului vieții între om și Dumnezeu înainte de moartea acestuia. Se pare că sunt instanțe în care oamenii încă mai merg pe picioare în timp ce pontul lor cu Dumnezeu, ca să zic așa, s-a încheiat fără ca ei să știe. Nu cred că există o situație mai deplorabilă ca aceasta, dragii mei prieteni, să ni se ducă vestea că trăim și de fapt să fim morți, așa cum o spune cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai celebre versete care ne confirmă aceasta, ți s-a dus vestea că trăiești, dar ești mort. Mă întreb eu însumi, mă verific sufletește, mental, emoțional, în prezența lui Dumnezeu și încerc să-mi dau seama câte lucruri au fost puse în balanță împotriva mea sau în favoarea mea de către Domnul Isus Hristos în timpul de viață pe care l-am trăit. Îmi vin în minte, evident, dragii mei prieteni, diferite scenarii din Scriptură, care mai de care mai convingătoare că există într-adevăr posibilitatea ca unii dintre noi să experimenteze această inconștiență a unei vieți trăite zilnic, fără de Dumnezeu, deconectați de sursa vieții, practic capitulând în fața unui destin irreversibil și în același timp zâmbind cu siguranță ca nimic nu s-ar întâmpla. Nabal, omul căruia i s-a spus nebun în traducere, numele său evident, spune aceasta, stătea la masă îngrășat de propria giftuială și se felicita de răutatea dovedită față de David. Bă, ce bine a fost că nu l-am ajutat păla la nevoie și că, până la urmă, de ce să o fac? Și iată ce bine îmi stă mie ca Nabal, un om care mă lăfăi în zgârcenia, avariția, îmbuibarea, aroganța mea personală. Răul pentru Nabal devenise o virtute. Și ce se întâmplă cu el, o știe toată lumea, trăia fără viață spirituală, trăia în inerția unei vieți care avea să se sfârșească brusc. Știți, Domnul Isus, care spune să nu numim pe nimeni prost sau nebun, folosește exact același termen într-o parabolă, adresându-se unui om care, în timp ce a țipea sau adormea, își propunea să-și mărească hambarele. Concluzia parabolei era următoarea: nebunule, la noapte ți se va lua sufletul. Același Domnul Isus Hristos, care se identifică cu sine ca fiind înțelepciunea, sursa, originea înțelepciunii, în proverbe nouă ne spune proștilor veniți și cumpărați înțelepciune. Ce înțeleg eu din această idee este că noi ca oameni nu ne putem atribui astfel de epitete unii altora, prostule sau nebunule, fără ca să păcătuim. Dar Dumnezeul nostru atotputernic are autoritatea să considere sau să identifice atitudinea vieții noastre, stilul de viață, ca fiind un stil de viață prost ales, un destin prost ales și o gândire care ne asociază cu gândirea unui nebun care nu își măsoară zilele. Așa cum spunea David, Învață-mă, Doamne, să îmi număr bine zilele. O altă instanță este Absalon, fiul împăratului David, care merge în nebunia lui, după cum ne spune în cartea lui Iuda 1 cu 11. Vai de ei că ce-au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rădăcirea lui Balam din dorință de câștig și au pierit într-o răscoală ca a lui Core. În aceste trei elemente, viața criminală ca a lui Cain, rătăcirea obsesivă a lui Balam de a transforma religia într-o sursă de câștig și a muri între cer și pământ ca și core, este ceea ce definește sau definea viața lui Absalom. Este cea mai bună descriere practica stilului de viață al lui Absalon care bineînțeles că a ajuns să moară spânzurat de propria ei podoabă nu era un om în tot Israelul așa de vestit ca Absalon în privința frumuseții lui din talpa piciorului până în creștetul capului n-avea niciun cursuri. Trupește prietene Absalon era perfect după descriere, dar caracterul pe care îl avea Absalon era tocmai invers proporțional cu frumusețea pe care o admirau cei din jur. Când își tundea capul și îl tundea în fiecare an, pentru că părul era foarte greu, greutatea părului de pe capul lui era de 200 de sicli după greutatea împăratului. Dragii mei prieteni, și totuși Absalom moare spânzurat de podoaba, care îi slujea ca slavă, moare spânzura de propriul păr între cer și pământ, cu trei săgeți înfipte în inimă de către Ioab, generalul lui David. Absalom nu știa că este mort în timp ce trăia, când în prostia lui a mai tras cu el, așa cum spune textul, vreo 200 de oameni, care și ei în prostia lor îl urmeau. În timp ce se vestea că Absalom cu surlă și cu trâmbiță a devenit împărat, îi se dusese vestea lui Absalom că trăia, om care s-a identificat pe sine sau s-a făcut pe sine împărat, nu știa că era deconectat de Dumnezeu și că trăia. Dar în timp ce trăia, raportul vieții lui ca om era încheiat și de fapt nu știa că trăiește și destinul lui veșnic este Otărât. Ca să devin puțin mai nou testamental și nu că s-au terminat toate exemplele din Noul Testament, mi-a venit în minte scena cu fariseul de la templu care se ruga în timp ce era pierdut. Um, să te rogi în timp ce ești pierdut? Doamne, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca unul dintre acești vameși. Nu cred că există o stare mai deplorabilă ca aceasta, dragii mei prieteni, să facem pe cuvioși, să facem pe religioși și în toată religia noastră, în toată dimensiunea noastră spirituală, să găsim un termen de comparație între noi și cei din jur, ei mai răi, eu mai bun. Cât de teribil este să mergi la biserică și să ți se ducă vestea că trăiești, dar în același timp să, realizezi, să nu realizezi că ești mort. Știu că parabola aceasta cu fariseul și cu vameșul de la templu este foarte abuzată de liberalii care își permit să rămână vameși că oricum fariseii din biserică nu o să intre în ceruri. Să cânți aleluia, aleluia și să nu realizezi că îți cânți propriul prohod, nu există, spuneam, o stare mai deplorabilă și mai deplâns ca aceasta. Te uiți cu jind la cei care fac răul până îți alunecă piciorul, dar apoi te uiți la sfârșitul lucrurilor când sunt cosiți iute ca iarba, cum zice David în psalmul său, unde de fapt sunt doi psalmi de o izometrie perfectă, absolută, 37, psalmul 37 și psalmul 73. În 37 spune: Nu te mânia pe cei răi, și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se vestejesc ca verdeața. Asta nu spunea David în psalmul 37. În psalmul 73, dacă nu mă înșel, ne spune tocmai invers. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam gujind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nu îi tulbură nimic până la moarte și trupul ei este încărcat de grăsime, n-au o parte de suferințe omenești, adică ca mine și ca tine, și nu sunt loviți ca ceilalți oameni, adică ca mine și ca tine. De aceea mândria le slujește ca salvă și asuprirea este haina care îi înveselește și îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima, râd și vorbesc cu răutate de asuprire. Vorbesc de sus, își înalță gura până la cerul și limba le cutreieră pământul. De aceea leargă lumea la ei, înghit apă din plin și zice ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt. Așa sunt cei răi, spunea David, dragii mei prieteni, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și m-am spălat și mi-am spălat mâinile nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate dimineațiile sunt pedepsit. Dragii mei prieteni, psalmul acesta este extrem de autorizat și sunt convins că este binevenit pentru noi oamenii care trăim la sute de generații după David. Și totuși a fost o vreme când David a avut timp suficient să-și analizeze viața, evident după ce scrie psalmul 73 sau psalmul 37, undeva pe patul de moarte îl cheamă pe Solomon și spune câteva cuvinte, zice întărește-te, îmbărbătează-te și fii om. Adică cum, David, au fost momente în viața ta când n-ai fost om? Au fost momente în care ai renunțat să mai fii om? Știți, expresia om cu om mare ne duce cu gândul la uh, expresia românească care spune sau declară despre cineva, băi, n-are omenie, mă. Îi lipsește omenia. Dacă n-are omenie, ce să-i faci? Mă? Ei, David îi spune lui Solomon, Solomon, îmbărbătează-te, întărește-te și fii om. Pentru că au fost momente în viața mea, probabil spune David, printre rânduri, au fost momente când mi-a lipsit omenia, au fost momente când am renunțat la omenie și am devenit altceva. Regret acele fascicole de istorie din propria viață, momente, clișee de istorie pe care nu le mai pot schimba. Și totuși tu să nu faci greșelile pe care le-am făcut eu. Fi om de la început până la sfârșit. Cât a ascultat Solomon de, sal de, de sfatul acesta, Dumnezeu știe și cartea inspirată care ne spune că numai la bătrânețe, undeva, cândva, în Eclesiastul, capitolul 12, face și el o declarație. Numai iată ce am găsit, că multă învățătură obosește trupul, dar ceea ce concluzionez ca viață, ca om în vârstă, spune și el fiului sau fiilor să-i... Să Iată ce am găsit. Concluzia întregii vieți, întregii înțelepciuni, păzește poruncile Dumnezeu și ține învățăturile Lui, căci cea aceasta este datoria oricărui om. Adică să păzești poruncile Lui Dumnezeu este datoria oricărei persoane care nu și-a pierdut omenia. De ce o spune Solomon la rândul său ca și David? Au fost mult mai multe instanțe în viața lui Solomon în care el și-a pierdut omenia. Au fost momente în viața lui Solomon când a trăit și nu știa că e mort. I se dusese vestea peste hotare până și împărăteasa din Seba veni să i asculte în înțelepciunea. El trăia, dar din punct de vedere spiritual era mort, era deconectat de Dumnezeu. La sfârșit de cale, probabil, suferind de boli, de greutăți, de necazuri, afectat de o viață epuizată, care îl făcea să piardă toate beneficiile și plăcerile vieții, Solomon face exact aceeași declarație pe care o face David. Dacă vrei să fii om, dacă vrei să nu-ți pierzi omenia, păzește poruncile lui Dumnezeu. Că aceasta este datoria oricărui ființe umane care are încă demnitatea și omenia de a respecta și crede în Dumnezeu. Dragii mei prieteni, ceva se întâmplă în lumea noastră, ne confruntăm în lumea civilizată, în special în lumea civilizată, chiar am făcut un studiu personal în care am ajuns la concluzia, după o analiză destul de, zic eu, serioasă, țările civilizate, Statele Unite, Europa, Australia, Canada și alte țări în care băuturile de tip soda și băuturile cu infestate de zahăr, în care mâncarea rafinată și finată, în care hrana este de cea mai proastă calitate, mă rog, alterată sau afectată de atâtea euri și atâtea chimicale, numărul de oameni care își pierd mintea sau demența sau aceste forme de demență, de Alzheimer, se mulțesc, sunt milioane, este o explozie de oameni care în a doua parte a vieții trăiesc, dar sunt morți mintea a capotat, trăiesc într-o demență absolută, nu mai recunosc oamenii și așa mai departe. Azilele de bătrâni, casele de bătrâni, spitalele sunt pline de oameni care la o vârstă de 50, 60, 70 de ani nu mai recunosc prietenii, familiile, nu se mai recunosc nici pe ei. Numărul lor este cu milioanele. Deci, dragii mei prieteni, eu cred că este un semnal de alarmă și un timp al sfârșitului care ne arată că există foarte mulți oameni care n-au șansa ca și Ezechia să își pune casa în rânduială să vezi că oamenii își încheie contul vieții adunându-i pe cei din jurul casei, din familia lor, cântând cântări. Am auzit experiențe extrem de plăcute în lumea creștină în care bărbați și femei temători de Dumnezeu pe patul de moarte și-au adunat copiii, familia, mă rog, nepoții, au cântat cântări frumoase, au făcut rugăciuni. Persoana respectivă, bărbatul sau femeia în vârstă, a fost în stare să dea câteva sfaturi, să împărtășească și ei, ca și Solomon și ca David, păziți poruncile lui Dumnezeu, fiți plini de omenie, lucruri care se fac după rândul la lui Dumnezeu. Ce frumos este să vezi cum un vlăstar al lui Dumnezeu, un om, un bărbat sau o femeie, temătoare de Dumnezeu, își încheie contul vieții de plin conștienți că trec la o dignă și totuși raportul lor. Raportul vieților este încheiat în mod excelent cu Dumnezeu, toate păcatele lor au mers înainte, la judecată, sângele Domnului Hristos a mărturisit pentru ei, iar ei acum sunt împăcați cu Dumnezeu, chiar dacă ceasornicul sau cronometrul timpului bate împotriva lor sau ticăie ultimele secunde din viața lor. Se sting în jurul cântărilor și în jurul rugăciunilor pline de lacrimi făcute de cei care au iubit această persoană. Rămâne în urmă ca un stejar, un exemplu, demn de urmat în viață. Dar cât de trist este că aceste cazuri sunt din ce în ce mai rare, iar oamenii trăiesc ca o vegetală pe Pământul acesta, în totală și deplină demență, incapabili să mai rezolve ceva în. Relația lor cu Dumnezeu. Și asta nu mă refer numai la oamenii din lume, dar mă refer și la oamenii care, mă rog, chipurile au trăit o viață de credință, oameni care au trăit creștinismul, au citit Scriptura. Nu mă refer la oamenii din lume care au înjurat pe Dumnezeu toată viața, au băut, au furat, au făcut de toate. Mă refer că demența sau această boală a minții care invadează orice teritoriu, orice frontieră culturală, afectează chiar pe cei care țin Biblia în mână. Un om netulburat toată viața, un om care a zis că a făcut multe la viața lui, un om care trăiește, dar contul vieții lui este încheiat. Dragii mei prieteni, un om care nu și-a cerut iertare niciodată de la nimeni, un om care a considerat că n-a greșit niciodată, un om care este întotdeauna veșnic îndreptățit și gata să umilească pe oricine și care este dispus să le țină predică la cei din jur, un om agitat de fiecare dată când îi se provoacă teritoriul, un om care este greu la vorbă, mândru în sine, îl prinde boala din urmă și la bătănețe numai Știe nici măcar cine este și nu mai are capacitatea să ceară iertare, nu oamenilor din jur, dar să ceară iertare lui Dumnezeu. Măcinat de neputință, fără serenitatea minții, acești oameni sunt niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pom tomnati și fără rod de două ori morți dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care spume gărușine lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Dragii mei prieteni, așa își încheie contul vieții milioane și milioane de oameni cu sau fără religie, cu sau fără Biblie, având sau neavând o orientare mai mult sau mai puțin religioasă. Ce am învățat eu de la viață este să nu urăsc oamenii care mi-au făcut rău. De ce? Vine vremea în care mă va apuca și te va apuca mila de ei. Cum spunea David, nu te uita cu jind la cei ce fac răul. Starea lor este atât de deplorabilă încât uiți cât rău sau cât bine ți-au făcut sau au făcut aceștia în viață. Și văzându-i cum se topesc pe picioare, te apucă mila și te întreb oare când vine și mie rândul. Inevitabil, te uiți la ei, la acești oameni care nu mai gândesc, nu mai știu cine sunt, la acești oameni de care poate uneori ești îndatorat să ai grijă, nu? Inevitabil te vezi pe tine în ei, drag prieteni, să vezi un om care este în viață fără a fi în viață, din punct de vedere spiritual, este alegere. Cea mai tristă încheiere de viață, cel mai trist scenariu pe care îl putem închipui. Să trăiești ca și cum n-ai murit niciodată, să mori ca și cum n-ai trăit niciodată, să-ți pierzi mintea fără să poți să pui casa în rânduială, fără să aduni în jurul patului tău pe cei dragi și să le ceri iertare, fără privilegiul de a conștientiza binele sau eventual răul pe care l-am făcut vreodată, să mor nebun, încet, dar sigur, sau să mor nebun în mod instant, ca mai apoi să mă trezesc la ziua judecății, vindecate de Dumnezeu de nebunia mea, doar ca să pot să stau în fața bării de judecată și să conștientizez dreptatea lui Dumnezeu în ceea ce privește judecata vieții mele. Prieteni, am prezentat acest caz sau acest mesaj. Pentru că atunci când ajungi în situația de a fi în prezența unei astfel de om, descoperi că binele sau răul făcut de, acestă, de această, persoană nu mai contează, ci doar faptul că mai devreme sau mai târziu ajungi să depinzi de alții și să fii la mila altora. Te uiți la el și te gândești la tine. Te uiți la el sau la ea și nu te mai gândești la binele sau răul făcut în viață. Nu te mai gândești dacă acești oameni au fost prieteni sau dușmani ție. Doamne, nu-mi lua mintea la bătrânețe. Să ne numărăm bine zilele, dragii mei prieteni. Probabil că împărtășesc aceste câteva gânduri cu dumneavoastră în contextul în care curând voi trece de granița celor 55 de ani de viață și sigur că există o oarecare temere legitimă, îngrijorare. Doamne, vreau din toată inima mea să îmi păstrez serenitatea minții și atunci când mă vei chema la odihnă, să pot fi în stare să-mi verific viața sub influența Duhului Tău Sfânt, să fiu în stare și capabil să-mi pun casa în rânduială, să-mi cer iertare de la oamenii pe care i-am rănit, conștient sau inconștient, și să pot fi bucuros atunci când Tu mă chem la odihnă și să îmi închei contul vieții pe fondul unor rugăciuni a celor care îmi sunt parte din familie, copii, nepoți, prieteni, rude, oameni cu care m-am împăcat și oameni cărora sau împotriva cărora nu mai am nici un gând sau un resentiment care să mă afecteze în relația mea cu Dumnezeu. De aceea, dragii mei prieteni, să ne ajute Domnul Isus Hristos să ne rugăm cu înțelepciune la Dumnezeu, că atunci când vin anii în care vom zice nu vom mai găsi nicio plăcere în ei, să nu fim disperați ca tâlharul de pe cruce, ci să fim bucuroși, împliniți, ca un copac încărcat cu roade, care își pleacă crengile în umilință după o viață trăită pentru alții și nu pentru el însuși. Fie ca Bunul Tată cere să ne ajute să complementăm dinamica vieții noastre de astăzi, de ieri, de mâine, cu realitatea crudă a faptului că din țărână suntem și în țărână ne întoarcem. Fie ca bunul Tată Ceresc să ne ajute să ne numărăm cu chipzuință zilele și să ne analizăm viața cu un spirit de cercetare de sine, până când vin anii sau zilele în care nu vom mai găsi nicio plăcere în ei. Bunul Tată Ceresc, să ne ferească de experiența acelor care trăiesc, dar nu au viață în ei înșiși. Iubită Tată din cerul din numele Domnului Hristos, îți mulțumim pentru extraordinarul privilegiu de a medita profund asupra fiecărui centimetru din viața noastră. Uitându-ne în urma noastră, observăm momente în care, din nefericire, recunoaștem înaintea ta, Tată, ne-am pierdut omenia. Au fost momente în care n-am trăit ca niște oameni cu demnitate și decență. Au fost momente în care am scuipat în fața Domnului Hristos. Am fost momente care atunci când Domnul Hristos ne-a cerut apă în drumul viei de la roza, noi ne-am întors spatele și l-am trădat pe Domnul Hristos exact atunci când a avut cea mai mare nevoie de noi. Au fost momente, Tată Ceresc, în viață de care ne amintim fără să ne facă plăcere. Au fost momente pe care am vrea să le ștergem cu buretele iertării, dar nu putem. Sunt lucruri în viață care nu le-am putut schimba, dar știm astăzi ca și trecători, ca și pasageri în această lume voiajeră, ca și Pavel spunem, uitând ce este în urma noastră, ne aruncăm înainte spre prețul vieții veșnice. Iubite Tată, Tu ești Dumnezeul care faci toată diferența în lume, în viață, în societate și în viața noastră personală. Tu ești Dumnezeul care nu uiți nimic și care totuși alegi să nu-ți mai aduce aminte de păcatele noastre. Ești singurul Dumnezeu dintre toți cei pe care i-am cercetat și vizitat. Dumnezei străin la care înconștient ne-am rugat sau nu ne-am rugat. Tu ești singurul Dumnezeu care ne-ai promis ceva atât de dulce, atât de necesar nou pe patul de moarte în ultimii ani ai vieții noastre. Acel ceva atât de dulce și uh, plăcut sufletului nostru este faptul că arunci în marea uitării toate păcatele noastre și alegi să nu te mai gândești la ele. Tu, un Dumnezeu Atotputernic, nu poți să uiți nimic, dar alegi să nu-ți mai ocupi timpul cu ceea ce am făcut noi rău în viața aceasta îți mulțumim pentru copleșitoarea, extraordinară, invadatoarea milă și iubire pe care o dovedești prin declarații de genul acesta. Noi, astăzi seară, împreună cu cei de pe calea undelor, preferăm să ne închinăm acestui Dumnezeu atât de unic care a aruncat toate păcatele noastre în marea uitării și a ales să nu se mai gândească la ele să nu-și mai aduc aminte de ele. Tu nu uiți, dar tu ierți. Ajută-ne și învață-ne și pe noi acest lux al chimiei spirituale între a ierta și a uita. Îți mulțumim că ne iubești și așa cum ești prezent și mângâi și vindeci inimile celor care sunt pe calea undelor, te rog, Tată Bun, să binecuvântezi pe cei care astăzi cu lacrimi au îngenunchiat Alături de noi, în aceste momente de rugăciune. Pentru toate îți mulțumim. Amin.